Vorbim despre psihologia somatică integrală și vorbim despre cum a luat naștere apariția lui Raja în România. L-am cunoscut pe Raja indirect în 2015, cred, când în călătoria mea de învățare în Barcelona, lucrând în Somatic Experiencing, una dintre asistentele mele preferate într-un cadru de lucru, mi-a menționat că ceea ce lucra cu mine în acel moment era o tehnică dezvoltată de Raja. Și am fost atât de curioasă, am fost atât de fascinată de felul în care se simțea prelucrarea emoției la mine în corp, încât la finalul acelei sesiuni de terapie i-am spus că vreau contactul lui, vreau să-l cunosc. N-a fost posibil imediat. Așa că, la câțiva ani distanță, când Somatic Experiencing a venit în România, prin contactul direct pe care l-am cu profesorii din Somatic Experiencing și cu Asociația Europeană și cu Somatic Experiencing Internațional, am reușit să intru în contact direct cu Raja și am propus să vină în țară. Așa încât anul acesta, în luna mai, Raja a acceptat invitația noastră cu workshopul Trauma, Emoții și Spiritualitate, un workshop care a fost mai mult decât ceea ce noi ne-am așteptat să fie, iar pentru Raja a fost acel moment în care a spus că da, este pregătit să vină cu această formare pe piața din România. Ce s-a întâmplat acolo? Te las pe tine? Hai! Da, așa cum spuneam la început, ne place să ne pasăm mingea una de la alta și aș vrea să continui ce a povestit Florentina și să vă spun ce a însemnat pentru mine să lucrez cu Raja Selvam în România și să-l văd pe Raja predând studenților din România. În primul rând, un model de smerenie și un model de profesionalism dând de urmat. În al doilea rând, un om care a avut curajul de a spune, acesta este cel mai bun workshop al meu și este cel mai bun workshop pe care l-am creat, da, l-am susținut până acum, pentru că am întâlnit aici în România studenți extraordinar de bine pregătiți. Acesta este motivul pentru care toți participanții la acest workshop sunt în acest moment înscriși și l-așteaptă pe Raja cu această formare. Aș vrea să mai adaug faptul că subiectul cu care Raja a venit în România a fost un subiect și este un subiect de mare interes. Este vorba despre bypass-uri spiritual și legătura sănătoasă între psihoterapie și spiritualitate. Legătura care este dată tocmai de această integrare a emoțiilor în corp. Așa că 2024 octombrie, îl vom avea din nou pe Dr. Raja Selvam în România cu primul modul din această formare susținută de dumneavoastră și vă așteptăm pe toți să-l cunoașteți. Ce înseamnă să lucrezi cu emoțiile folosind corpul? Ce înțelegem de fapt prin titlul acestei cărți? Metoda lui Raja Selvam, corporalizarea emoțiilor. Este foarte interesant că într-o lume în care pretindem că știm să numim emoțiile, știm să le recunoaștem, în cabinetele de psihoterapie vin oameni care nu știu să numească emoțiile, nu știu să numească senzațiile, pentru că lucrul cu corpul este foarte nou pe piața țării noastre, așa încât vorbi despre emoție este total diferit despre a fi în simțirea emoției. Așadar, parcursul este unul foarte, foarte simplu. Aducem parte de psihoeducație, numind, învățând să recunoaștem emoțiile la nivel verbal, la nivel cognitiv, iar mai apoi, ușor, ușor, îndreptăm atenția persoanelor către felul în care se simte
emoția în corp. Cum se întâmplă acest fenomen? Foarte, foarte simplu. Acum, în timp ce vorbesc, simt un tremurat, iar asta este pentru că emoția predominantă, da, este bucuria de a fi aici, în fața multor persoane cunoscute. Am alături de mine cel mai tânăr, cel mai puternic susținător, pe Daria, așa că felul în care eu simt această emoție în corp este unul care mă aduce într-un prezent. Felul în care recunoaștem emoțiile este prin limbaj. Da. Și este foarte important acest limbaj și Raja descrie foarte frumos în această carte această nevoie de a expanda dimensiunea emoțiilor. Pentru că ceea ce se întâmplă în cabinet este că atunci când clientul nostru este întrebat cum se simte, de regulă răspunsul este bine. Sau nu sunt foarte bine. Și atunci, între acest bine și nu sunt foarte bine, în cartea pe care Raja Silvana a scris-o, veți găsi o expandare și o paletă extrem de largă, da, a emoțiilor pe care noi le putem simți. Atunci când vorbim despre corp, vorbim de toată trăirea sa, vorbim despre cogniție, vorbim despre simțire și vorbim despre emoție. Spuneai la început despre somatic experiencing. Raja însuși a fost și este în continuare trainer în această formare, iar abordarea lui a venit să completeze ceea ce Peter Levine a adus pe piață. Și anume această componentă emoțională. Atunci când noi lucrăm cu corpul în cabinetele de psihoterapie, automat includem și emoția. Așadar, o să iau puțin înainte cu întrebările, dacă e ok. Bun, întrebările! Așadar, atunci când o persoană ajunge la noi, ajunge cu o situație. O situație care este punctul de pornire în lucru. Da? Avem situația, ne ducem apoi către partea simțită, emoția sau senzația, da? Expandăm în corp această trăire și apoi dăm timp corpului să integreze. Aș vrea să mai adaug eu ceva aici, dacă se poate, că până la urmă vorbim despre emoție, dar ce este emoția? E important să recunoaștem că emoția este, de fapt, un răspuns la ceva ce se întâmplă în exteriorul nostru. Și acel răspuns este foarte fizic, foarte fiziologic, de la cum se contractă mușchii, de la cum se schimbă respirația, de la cum se schimbă circulația sanguină. Adică este o reacție foarte reală pe care creierul nostru a interpretat-o și a dat o etichetă, anume emoția. Ce e important este că Raja vorbește și despre emoțiile senzoromotorii, apropo de ce spune e bine și rău, pentru că realitatea este că nu de multe ori avem cuvintele sau claritatea să spunem acum simt frică. Câteodată spun acum mă simt nașpa, nu mi-e bine. Și ce e foarte important e că el include inclusiv exprimări pe care poate noi le spunem, le numim prea vagi, dar ele în sine au o informație despre cum ne simțim în momentul respectiv. Și astfel a lucra cu emoția înseamnă a crește capacitatea de a tolera ce se întâmplă în corpul nostru. Pentru că ce am experimentat clar pe pielea mea și în discuțiile cu clienții este că mult din felul în care noi ne ducem viața are legătură cu cât de greu trăim emoțiile, cât de dificile sunt și cum încercăm de fapt să ne protejăm să nu le mai simțim. Și atunci a crește capacitatea de a le tolera e ca la sport, da? Acum nu
pot să merg decât poate un kilometru, pentru că mă duc toate cele. Dar în momentul în care mă obișnuiesc cu senzație, nu mai sperie, pot să le conțin, pot să alerg și 2 km și 3 km. Și atunci, în momentul în care eu pot să conțin mai mult din senzațiile astea, am mai multă capacitate de a le observa, de a lua decizii, de a răspunde unei situații, nu de a fi pierdută complet, copleșită de emoțiile respective, așa, într-un not frenetic, atunci când senzațiile apar. Deci este mult despre... Mă gândesc acum a sta cu emoțiile, dar când spun asta, îi aud pe toți clienții mei care spun, da, stau cu emoțiile, tot stau, ce vrei, m-am săturat să stau, zic, da, dar nu e un stat pasiv în care simți că vin peste tine și tu nu mai știi cum să scapi de ele, ci este un stat activ în care le faci spațiu, le numești, cum a spus colegele mele, atât cât poți, cu câte cuvinte ai, le observi, ai o intenție clară, faci această expansiune, această dilatare despre care povestea colegii. Este despre a conține mai mult ceea ce se poate bloca într-un singur loc al corpului, să putem să-l conținem într-un spațiu mai larg, să avem mai multe resurse, să putem să ținem încărcarea respectivă. Vrei să mai spui? Da, 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 da. Aș vrea să adaug și aș vrea să adaug în completarea ceea ce ai spus tu, e foarte interesant. Emoția este emotion, energie în mișcare. Și atunci, în mod natural, noi ar trebui să fim această emoție în mișcare. Haideți să ne gândim la copiii, când sunt fericiți, sunt fericiți cu toată ființa lor. Ceea ce se întâmplă însă este că atunci când trăim un eveniment neplăcut, da? Atunci și dacă vorbim în situația asta și de o traumă, trauma înseamnă fixație, da? Și atunci când identificăm în cabinet emoția, ea este fixată. O identificăm, stăm cu ea și apoi o dilatăm și creăm această, recreăm de fapt această mișcare naturală, această spațiere în interiorul corpului. Cum lucrează, mă gândesc la ce spus puțin mai devreme, Ana, legat de frică, da, pe exemplu. Și știm că în ultimul timp se vorbește foarte mult despre aceste emoții, sunt luate ca exemple și în spațiul public și se scriu și cărți despre furie, despre agresivitate, dar și despre teamă, despre frică. Cum lucrează un psihoterapeut în cabinet cu aceste emoții și cum îl ajută până la urmă pe pacient să identifice emoțiile respective? Și să poată lucra cu ele, să stea cu ele, dar să și lucreze cu ele. În mai multe moduri, să începem așa, și diferit de la caz la caz. Cred că e corect să spun că deși avem niște metode, de fiecare dată e despre a vedea ce e în fața noastră și cum putem să ne adaptăm la povestea și la istoricul clientului nostru. Și când spun asta, mă gândesc foarte mult că fiecare vine, de fapt, cu o poveste despre ce înseamnă emoție și despre ce e permis să facă cu emoția respectivă. Deci, lucrăm cu corpul, dar e important să înțelegem și cogniția. Cât de multă permisiune a avut să trăiască emoția respectivă? Ce convingere are legat de emoție? Pentru că dacă eu am trăit, poate, într-un mediu agresiv, aproape de furie, și mi-am promis că nu o să fiu niciodată așa și cât o trăi eu o să fiu numai bun și nu o să mă cer cu nimeni, pentru că a te certa cu cineva, a fi furios înseamnă să faci rău și eu nu vreau să fac asta, practic o să închid cu lacăt acea manifestare din interiorul meu pe care o numim furie și o să fac tot posibilul să mă învârt în jurul camerei, dar să nu ajung niciodată acolo. Deci e important să știm și povestea și e important să înțelegem că atunci când evităm o emoție, căutăm altă emoție. De multe ori ne este frică de furie și atunci supracompensăm poate cu bucurie și poate știți persoane care sunt insistent de entuziasmate și undeva în interiorul nostru când interacționăm cu acele persoane spun ceva nu e autentic aici. Este pentru că e o forță și o tensiune foarte mare de a nu ne întâlni cu furia în cazul ăsta și de a trăi complet altceva. Și atunci e nevoie de poate
fapt, de fiecare dată este nevoie de răbdare, de conexiune și de raport cu persoana din fața noastră, ca ușor, ușor, nu să arătăm noi cu degetul, a, ia uite, tu nu trăiești furie, cred că ți-e frică de ea, sub nicio formă, ci ușor, ușor să recunoască, nu știu, că există o cameră, că poate e închisă cu lacăt și accesul e de cele mai multe ori prin senzațiile corporale. Dacă ne conectăm la niște situații, ce trăiești în corp atunci când se întâmplă asta? Că poate tu nu îi spui furie, dar poate tot corpul tău freamătă într-un fel la furie. Și atunci e nevoie să legăm povestea noastră cu trăirea noastră. Da? De multe ori povestea din cap nu ne lasă să vedem că ceea ce trăim foarte real în corpul nostru este de fapt ceea de ce fugim noi. Și este foarte, mulțumesc Ana pentru felul foarte bogat în care ai vorbit despre felul în care lucrăm cu furia. Aici este granița subtilă pe care Raja a explicat-o la workshop, granița subtilă în care omul, pentru a nu simți suferința, durerea, frica, furia, se duce într-un bypass. De cele mai multe ori, într-un bypass spiritual. De ce? Pentru că acolo, în acel spațiu, găsește stare de bliss, stare de bine, aici totul este într-o armonie, aici. De aici nu vreau să plec! De aici nu vreau să plec, aici mă simt extraordinar de bine. Realitatea este că, așa cum vorbeam când ne-am cunoscut, trauma se întâmplă în corp. Care este riscul? Atunci când eu merg în acest bypass spiritual, când mă întorc în acest corp, se întâmplă... Se întâmplă un nimic care poate fi asociat și cu un dezastru, pentru că trăirea pe care o simt îmi este atât de necunoscută, încât, încă o dată, repet alt ciclu. Aleg să mă duc într-o disociere profundă, pentru că asta înseamnă bypass-ul spiritual, mă disociez de ceea ce e aici și caut un loc în care mă simt bine. Da? Asta, în termeni de specialitate, o numim retraumatizare. Atunci când găsim un spațiu de siguranță, iar Raja vorbește foarte mult despre siguranță, de aceea în cartea lui o să vedeți că include și numește fiecare metodă terapeutică. Asta este bogăția pe care Raja o lasă cititorilor. Asta este bogăția pe care Raja o lasă publicului de rând. Asta este bogăția pe care Raja o lasă profesioniștilor. Nu vorbește despre separare, ci vorbește despre integrarea metodelor. De ce? Răspunsul este unul foarte simplu. Totul se întâmplă în aici și acum, totul se întâmplă în corp. Și aș vrea să completez ceea ce foarte frumos ați spus amândouă, cât de important este spațiul de siguranță. În realitate, noi nu avem acest spațiu în familiile noastre. Aș vrea să știu cui i-a fost permis, și mă refer aici în mod particular nouă, la noi femeile, cum ne-a fost permis să fim furioase sau furioși când am fost copii. Și atunci ceea ce facem noi ca psihoterapeuți este că rescriem acest spațiu de siguranță. Și în momentul în care sunt în siguranță și în momentul în care eu sunt aici cu tine, validez emoția ta și țin cu tine spațiul de siguranță, această emoție nu mai este copleșitoare. Și atunci vorbim despre integrare. Care sunt cei 4 pași ai corporalizării emoționale prezentați în cartea de Raja Selvam? Dar aș vrea să invit oamenii să descopere singuri. Eu i-am strecurat în răspuns. Și hai să invităm să-i descopere. Bun, atunci următoarea întrebare, dacă tot am făcut referire și la cititorii care vor descoperi cei 4 pași în carte, cum se adresează această carte?
A zice că este, că este o carte Biblie despre emoție, despre definiția emoției, despre, despre felul simplu în care explică cum să trăiești. Cum să trăiești. Este o carte adresată publicului larg, pentru că are un limbaj foarte, foarte simplu. Este o carte adresată specialiștilor, pentru că prezintă cazuri, cazuri din, din formarea sa, cazuri din formarea în somatic expressing, cazuri din body dynamic, cazuri din cognitiv, comportamentală și așa mai departe. Este o carte care se adresează părinților, pentru că în felul ăsta, accesând această informație, părinții devin ei mai în contact cu emoțiile lor și lasă moștenirea sănătoasă mai departe copiilor lor. Este o carte care se poate adresa adolescenților, sunt la început de drum în viață și atunci vor avea un, un start frumos. Este o carte care se adresează profesorilor. Este o carte care se adresează medicilor. A zice că este o carte care se adresează oamenilor. Ana, cum devin emoțiile insuportabile și cum se apropie la urmă corpul de ele? Păi... ce înseamnă insuportabil? Apropo de ce vorbeam adineori, capacitatea de a tolera. E prea greu. Doare prea tare. Și atunci e foarte subiectiv gradul ăsta de durere. Raja vorbește despre intensitate aici. Intensitatea este o experiență personală a felului în care eu pot să tolerez ce trăiesc. Și câteodată corpul crede că a ajuns la un punct maxim de intensitate corporală, fiziologică și, din păcate, câteodată chiar poate să cedeze. Și atunci e prea mult, da? Poate să apare chiar și infart. Adică... Scuză-mă, îți iau microfonul de la gură pentru că am un exemplu pe care îl întâlnim în popor, da? A murit de inima rea. Da? Da? De frică. A murit de frică. Da. Sau de supărare. Sau de supărare, exact. Ideea este că se poate întâmpla pe bune. Nu este doar o expresie. Și câteodată corpul se sperie atât de mult și nu mai are capacitatea de a se autoregla, încât organele cedează. Deci atunci e clar, vorbim de un insuportabil fiziologic, dar vorbim și despre un insuportabil la nivel de doare prea tare. Și aici... Evident, noi fugim de stările negative, neplăcute și ne ducem către cele plăcute. Și atunci o să fie o reacție foarte, foarte intrinsec așa, organismului nostru de a ne îndepărta de ceea ce doare și nu este ok. Evident că insuportabil are legătură și nu doar cu ceea ce se simte, și cum spuneam adineori, cu ceea ce credem despre ceea ce simțim. Da? Poate este insuportabil pentru mine să... trăiesc fericire. Da? Insuportabil nu este doar ceea ce este neplăcut, ci și ceea ce este nefamiliar. Și pentru, din păcate, cred că mulți dintre noi, sunt emoții plăcute care ne sunt nefamiliare, drept urmare nu putem să le conținem. Da? Deci cam asta îmi vine să zic insuportabil acum. Aș mai completa la ceea ce ai spus tu, Ana, și câteva lucruri despre durere, spre exemplu, da? Și aș vrea să întreb cine vrea să simtă durere, cum îi place să simtă durere. De cele mai multe ori avem o idee despre intensitate sau despre această durere, da? O idee, ceea ce înseamnă că se întâmplă această reprezentare la nivelul creierului. Acesta este felul în care dezvoltăm ce mecanisme de protecție ne protejăm. În momentul în care începem să lucrăm și suntem într-un spațiu safe, din nou, identificăm și stăm în siguranță și în prezența
rezonantă, nu? A terapeutului, putem descoperi că, de fapt, această idee pe care noi am avut-o despre durere a fost mult prea exagerată și că, de fapt, această capacitate de a conține durerea există. Nu? Despre asta este vorba și sigur că legat de aceste mecanisme, așa apar simptomele în corp. Respingem emoțiile, dezvoltăm simptome fizice. În ultimul timp au apărut multe școli și multe abordări de somatică, psihosomatică și relația cu corpul. Lucru foarte bun de altfel. Ce aduce nou Raja Selvan prin corporalizarea emoțiilor la ceea ce avem noi ca spectru în momentul de față în România, în așa fel încât să ne înțelegem mai bine corpul și să vedem de fapt legătura aceasta câteodată invizibilă sau foarte subțire, foarte subtilă între ceea ce simțim, emoțiile noastre și să le acordăm ceva mai multă importanță. Când vorbim de traumă, vorbim de corp. Când vorbim de corp, vorbim de cogniție, vorbim despre emoție, vorbim despre senzație. Somatic experiencing aduce lucru cu corpul în totalitatea sa. Raja a extras din această totalitate bucățica numită emoție și a dus-o la rang de maestrie. În somatic experiencing lucrăm mai degrabă cu senzația și expandăm senzația trăită în corp, creăm spațiu conținător, nu mai fugim de ea, da, și creștem reziliența. Raja vine și aduce și dă spațiu, oferă spațiu mai mult emoției. În felul ăsta se completează tot cadrul, da? Lucrăm cogniția, emoția, corpul. Prin metode diferite. Ce mi-ar plăcea să adaug aici legat de această întrebare, ce aduce Raja? În primul rând, Raja aduce o cercetare academică extraordinar de valoroasă. Și o spune că în momentul în care îl vezi pe Raja lucrând, vezi redusă această maestrie și această cercetare academică la un instrument de lucru extrem de simplu și extrem de eficient. Asta m-a vrăjit pe mine în lucrul cu Raja. Iar prin originea sa, Raja fiind din India, aduce la nivel din nou de maestrie integrarea spiritualității în psihoterapie, iar felul în care Raja se uită prin tine și se uită dincolo de tine. Și totul, așa cum a spus Nelly, este atât de bine documentat științific. Iar asta, această documentare științifică este cea care face diferența astăzi în ceea ce există pe piață. Care sunt modalitățile eficiente pentru a gestiona, să spunem, o dificultate emoțională? Și aici mă gândesc și la faptul că, apropo de dificultate, ați spomenit puțin mai devreme dificultatea pacientului sau, mă rog, a clientului de a verbaliza o anumită emoție. Că poate nu sunt familiare anumite cuvinte pe care le-ar putea folosi în a exprima cu o acuratețe cât mai mare o anumită stare sau anumită emoție. Sau faptul că există anumite blocaje. Există sentimentul, sunt convins, sentimentul de rușine. Eu simt ceva. Eu poate singur în intimitatea mea acasă. Eu pot să spun despre mine ce simt.
mai ales dacă fac tot felul de ruminații și mă gândesc și știu, îmi pot exemplifica, dar nu pot să fac asta în prezența altcuiva. Chiar dacă psihoterapeutul, terapeutul somatic, este acolo pentru mine, să mă ajute, să mă ghideze. Eu am aceste blocaje. Nu am voie să spun ceea ce simt, pentru că nu am avut voie nici în copilărie. Plângi, plângi, lasă că-ți arăt eu ție, plângi. Adică nu ai motive să plângi, da? Spune un părinte mai autoritar. Și atunci, copilul devenit adult și ajuns în cabinetul de psihoterapie, are această jenă, această rușine. Este rușinos să spun exact ceea ce sunt. Aici aș vrea să fac eu o precizare. Nu este rușinos să spun ceea ce simt, pentru că n-am știut vreodată să verbalizez, așadar nu știu ce este acolo. Există un blank, nu am o reprezentare a ceea ce se întâmplă, iar în relație cu terapeutul, prin oglindire, prin rezonanță, prin cunoașterea pe care o are, te susține să identifici. Să identifici ceea ce s-a întâmplat atunci, iar pentru tine nu există vocabularul necesar. Da. Deci, practic, îl ajut sau o ajut cu un cuvânt, cu un simplu cuvânt. Ceea ce simți tu poate poartă această etichetă, această emoție. Deci aș mai adăuga la, apropo de ce a spus Flori, ce facem noi în cabinet este și multă psihoeducație. Ca să intrăm pe terenul ăsta al emoției, e nevoie să convingem și mintea și cogniția. Și avem nevoie să explicăm cum funcționează corpul, cum funcționează mintea, cum se manifestă emoțiile, de ce ne apărăm de ele, de ce e posibil să nu simțim ceva, de ce ascundem o emoție cu o altă emoție. Deci e nevoie să hrănim și mintea tot pentru un spațiu de siguranță. Da? Pentru că în momentul în care noi normalizăm trăirea omului din fața noastră, îi facem cel mai mare dar. Nu că suntem noi această autoritate, ci că poate ceva din experiența noastră de om a trăit asta și înțelege că e firesc și ok să trăiești asta și îți oferi și ție această permisiune ca ceea ce trăiești tu să fie valid, să fie experiența ta. Și apropo de rușine și de faptul că nu știm până la urmă dacă nu ni s-a numit, nu ne-a fost, n-am avut martor la ceea ce am trăit, de cele mai multe ori rușinea este atât de puternic internalizată încât avem acea voce care nu trebuie să fie față în față cu cineva, e la purtător, e tot timpul în mintea noastră și ne judecă și nu ne spune să nu simți asta, nu ai voie să simți asta, nu e ok, e rușinos. Vocea criticului interior. Da. Nici măcar nu trebuie să fie om în fața noastră, că ne distrăm noi singuri în capul nostru cu foarte multe interdicții și judecăți. Distrăm, din păcate. Da. Ce aș mai adăuga este starea de prezență a terapeutului. Și pentru că spunea Florentina mai devreme că este o carte care se adresează specialiștilor, da, și noi specialiștii avem nevoie să fim în armonie cu emoțiile noastre. O stare de prezență a terapeutului și o capacitate a terapeutului de a-și conține propriile emoții, da, este este un atribut, da, al lucrului prin rezonanță. Pentru că, de fapt, în momentul în care lucrăm, corpul nostru devine un ecran de rezonanță care poate ajuta corpul clientului să se autoregleze, să identifice o emoție, da? Dar este foarte importantă această stare de prezență. Da? Aș vrea să dau un mic exemplu. E posibil ca persoana din fața noastră să ne povestească o experiență, să fie blank, să nu simtă nimic, să fie așa ca și cum redă un calculator o informație
Și eu, ca terapeut, să încep să simt ceva foarte puternic în corpul meu. Fie că este o senzație foarte puternică, fie că e chiar o emoție, poate chiar pot să o identific, poate chiar mi se umezesc ochii. Și este ce mi s-a întâmplat până acum în experiență, este că în momentul în care clientul vedea că există o trăire în mine, că ceva a stârnit povestea pe care, povestea, experiența lui sau ei, parcă e o permisiune implicită de a, eu pot să simt, există, te-ai emoționat, adică de multe ori și chiar și cu surprindă, dar de ce te-ai emoționat? Pentru că poate e așa de tare alienat și îndepărtat de trăirea respectivă, încât nici măcar nu e în calcul că ar putea să trăiască ceva. Și atunci noi exact trebuie să fim foarte prezenți și foarte curați și conectați la latura noastră umană și spirituală, să simțim mai mult decât poate ce ne spune pe gură clientul. Ce este, da? Capabil de a face această separare între ce reprezintă emoția noastră și ce poate reprezenta o emoție pe care o simțim prin rezonanță pentru clientul nostru. Foarte important. Dragii mei, am vorbit în seara aceasta despre emoții, despre modul cum reglăm emoțiile în corp, despre relația cu corpul, pornind de la cartea lui Raja Selvam, Corporalizarea emoțiilor, cum spuneam, o hartă pentru identificarea, accesarea și procesarea emoțiilor. Au fost alături de noi Florica Motog, membru fondator Somatic Personal Development și psihoterapeut, de asemenea Florentina Niculescu, membru fondator Somatic Personal Development și psihoterapeut, și Ana Silvaș, coach, terapeut somatic și recent psiholog, proaspăt psiholog, da? Așa. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, vă mulțumim și celor care ne-au urmărit pe Facebook și vă invităm în zilele următoare, respectiv vineri 24 noiembrie, la următoarele evenimente, lansări de carte, aici la standul editurii Herald la Gaudamus. Vă mulțumim, să aveți o seară frumoasă în continuare.